Irina Vlah a câștigat alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei. După procesarea 100% din buletinele de vot, Vlah a obținut 51,01%, adică peste 32.500 de voturi. Astfel, turul 2 nu va mai avea loc. În urma Irinei Vlah, la mare distanță, s-a clasat Nicolae Dudoglu, primar de Comrat, cu 19,05% din alegători. Dudoglu a mai candidat la această funcție în 2006 și 2010, pierzând în fața lui Formuzal. Pe locul 3 s-a clasat Valeria Niuoglu, cu aproape 5.000 de voturi, adică aproape 8%.